Salut, sunt Arc și astăzi o să vedem câteva tips and tricks despre cum să creezi un nou proiect în IntelliJ IDEA și de asemenea o să vorbim puțin și despre list view-uri. Ok, hai să începem, să-i dăm bătaie. Bun, cum creăm un nou proiect și cum o să gândim structura lui? Hai să vedem. File din IntelliJ IDEA, tot ce am pornit, bineînțeles, new project. De aici putem să ne selectăm tipul de proiect pe care vrem să-l facem. O să selectăm un application module. Putem să, și cu imaginea asta de Android, putem să selectăm mai multe tipuri de module, dar pe noi ne interesează să fie un application module pentru că asta vrem să facem, o aplicație nouă. Nu vrem să facem o librărie sau altceva. Ok, o să zicem my first. Aici să putem să dăm un nume nou proiectului, o să zic My First Application. Ok. Project location-ul l-am setat. Project SDK-ul momentan o să folosim pentru build 4.2.2. Ok. Okay. După care o să trească să specificăm application name-ul. L-am specificat mai înainte, o să-l schimbăm. Package name-ul. By default este setat cu com example, o să zic com workshop My First Application. După care avem un checkbox de Create Hello World Activity. Chestia asta o să ne creeze by default un activity. Ok? O să-i zic Main Activity. Ok? Și finish. Bun. IntelliJ IDEA ne permite să folosim mai multe instanțe ale IDE-ului în același timp. Adică putem avea mai multe ferestre deschise cu cod diferit în fiecare. Iar aceea, în momentul în care se creează un nou proiect, putem să selectăm fie să se pornească în Windows pe care l-avem pornit, un window pe care l-avem pornit curent sau într-un nou window. O să selectăm this window. Ok. Și s-a creat proiectul. Verificăm dacă are toate chestiile importante în el. Cel mai important este Android manifestul. Ok. Da, este aici. Ok. Și să vedem dacă toate chestiile sunt așa cum le dorim. Package-ul este cel pe care l-am setat. Version code-ul și version name-ul, ținând cont că este prima versiune aplicată, să fie 1 jos, să le lăsăm așa. Bun. Uses SDK este un tag în care putem specifica minimum SDK version. Minimum SDK version o să spună sistemului care este minimul de Android API level pe care să-l folosească. 17 corespunde pentru Android 4.4.2. Noi o să vrem să suportăm de la 4.0 în sus, așa că specificăm aici 14. Ok, și mai putem să setăm o proprietate aici, Target SDK Version. Asta o să-l punem 17. Ok. Bun. Așa. După care este tag-ul de application, unde avem două proprietăți foarte importante, Android Label și Android Icon. Ok. Android Label o să fie un string, după cum vedeți, un strings. Și stringul ăsta o să fie numele aplicației. Deci proprietatea Android Label în tag-ul de application o să-i dea aplicației noastre numele. Ok. O să zicem My First Application. Ok, cu spații. Ok. Și o să salvez. Așa. După care Android Icon o să fie un drawable, o imagine. După cum vedeți, se găsește în toate folderele. Deci dacă mergem în Resources, o să avem Eco Launcher-ul, imaginea Eco Launcher.png în folderele de drawable, atât pentru Low Density Independent. Așa, asta este o imagine mică. Medium. High DPI pentru screen-uri mai mari și extra high DPI. După cum vedeți, imaginea este din ce în ce mai mică și mai slab calitativă. Ok, este pentru telefoane cu rezoluție mică, telefoane cu rezoluție medie, mare și destul de mare. Mai sunt câteva, dar momentan nu ne interesează restul. Ok, după care o să avem aici declarate toate activity-urile una sub alta.
în manifest. În secțiunea asta o să declarăm toate activity-urile pe care o să le folosim în aplicație. Momentan avem doar unul, main activity. Și după cum vedeți și aici am un label. Labelul ăsta o să fie titlul, o să-i pună ca și titlul pentru activity-ul meu. Vedem imediat chestia asta. Așa, după care o să avem un intent filter. Aici, după cum ziceam și mai de mult, există două categorii, adică, mă rog, două proprietăți, action și categorii. Astea două fac activity-ul meu să fie pornit ca și launcher activity în momentul în care eu pornesc activitatea. Ce înseamnă asta? În momentul în care eu pornesc aplicația și dau click în launcher pe iconul meu, o să se pornească activity-ul ăsta, deci main activity. Ok. Bun. Vedem ce mai avem aici. Avem un folderul de SRC, unde o să avem package-ul meu și main activity-ul. Ok? Bun. După cum vedeți, main activity-ul a fost generat complet. S-au făcut importurile așa mai departe. O să-i pun și un Java doc main activity-ului. The activity that will be launched first, then the application starts. Ok, deci în momentul în care se creează activity-ul meu, o să se apeleze callback-ul de onCreate, iar cu setContentView o să se seteze ContentView, adică view-ul care o să fie afișat. Bun, hai să vedem ce conține view-ul ăsta. Ok, dacă chestia asta se întâmplă și vi se întâmplă și vouă, lucrul pe care puteți să-l faceți este să schimbați aici versiunea de library pe care să o folosească pentru a desena. Am pus acum 19, 20, nu mi-am downloadat încă toate chestiile din Android SDK pentru el și de-aia o să fie probleme, dar într-un final merge. Ok. Bun, și avem un linear layout cu orientation vertical. Deci o să fie tot linear layout-ul și în interiorul ăla un text view. Asta, care are un text de Hello World Activity. Bine. Bun, o să lăsăm momentan așa, o să revenim la el. Ok, în momentul în care am făcut chestia asta, să ne gândim un pic la cum abordăm proiectul. Și în principiu dorim să avem un proiect structurat, ordonat, frumos, așa că o să-l împărțim pe pachete. Deci, în prima fază, o să-mi creez un pachet. Așa, la care o să-i zic activities. Pachetul de activities o să conțină toate activity-urile mele. După care o să mai creez un package care o să zic business. Aici o să ținem toate chestiile care țin de logică. Ok. Bun, momentan atât. O să mut main activity-ul în activities. Ok. Bun. Și avem deja o structură de package, de pachete. Activities, unde o să-mi țin toate activity-urile, business, unde o să-mi țin restul chestiilor de logică. Bun. Și acum să vedem. Deci, cum ziceam, o să facem o aplicație care o să folosească un list view ca să afișeze un set de date. O să vedem și view holder pattern-ul, așa că îi dăm bătaie. Bun. Aici o să pun niște comentarii. Ok. Bun. Bun. Ce vreau să facem aici? Păi o să avem în primul rând un screen în care o să avem... Hai să-l facem alb. Deci ca să facem background-ul alb la linear layout o să putem să-i setăm background și o să punem o culoare... asta e neagră. Lăsăm așa. Am scris codul hexa pentru culoare. Mi-am dat seama că nu e culoarea pe care o vreau. Mi-a să fie albă, e neagră, nicio problemă. Dăm click pe punctulețul la negru. Și o să facem așa. Bun. Ok. Bun, dacă nu vă place ideea cu interfața albă, nici mie nu-mi prea place, o să vă arăt exact cum o schimbăm acum.
File, Settings. În Settings putem să facem un search, aici sus în search barul ăsta, unde să căutăm Appearance. Așa, iar la Theme o să schimbăm în Darkula. Bun. Apply. Să facem un restart. Și se pornește, e negru, frumos, se vede. Bun. Pentru că a rula aplicația, o să avem nevoie și de, și de un simulator. Așa că de aici de sus, din Tools, Android, o să-mi deschid After Manager-ul. Ok, o să-mi creez unul nou, la care o să-i zic My First Application Later. Ok, ce dat un nume destul de lung. Pentru device, să pot să-mi setez tot felul de, de device-uri aici. Să alegem unul mai mic, de 3.7. API level 14. Ok, hardware skin with dynamic hardware controls, adică să avem butoanele alea pe margine. Bun, o să-i dăm 1024 de mega de RAM. Ok, internal storage. Ok. Se pare că... Ok, o să punem Android 4.3 din cauza... Pentru asta am downloadat imaginile. Adică a rămas și Atom. Intră Atom, o să folosim Intră Atom. Ok, în caz că nu, că nu vă merge, nu vă merge în simulatorul, o să puteți să folosiți GeniMotion. Există pe canalul meu un filmuleț în care am prezentat cum îl instalăm și îl folosim. Ok, este asta. Să-i dăm start. Wipe user data, să ne șterg absolut toate chestiile care, care le avem. În el, bineînțeles, momentan nu avem niciunul, dar n-am bifat. Ok, așteptăm un pic până se pornește simulatorul. Între timp, până când se pornește, să ne întoarcem aici. S-a pornit și simulatorul, bun. Ok, în primul activity, o să... nu o să avem un text view. Sau o să avem un text view. Până la urmă, am hotărât că avem un text view. Ok, dar o să avem în același timp și... o să folosim un relative layout ca să afișăm niște butoane. Ok. Să fie match parent și match parent. Ok. Bun. Sau, sau hai să facem, să facem tot relative layout. Așa, să redenumesc pe ăsta din linear în relative layout. Bun, cum am făcut chestia asta, am dat dublu click pe el și cu Shift F6 este rename. Ok. Bun. Acum, sus o să avem un titlu. Un titlu pentru activity-ul meu. Hai să, să facem textul puțin mai mare și de altă culoare. Ok. Prima fază să-i schimb cu Android Color, Text Color, culoarea. O să-l facem negru. Hai să-l facem roșu închis. Așa. Bun. Facem acum un pic mai mare. Text size, să vedem, de 20. Așa, iar cu Android vrem să fie pe mijloc. O să-i setez gravity-ul, center și horizontal. Bun. Ok. Ai bine. După cum vedeți aici sus, după cum ziceam, în Android, în momentul în care am un activity și am Android label, my first activity, o să fie setată chestia aia ca și titlu aici. Da? My first application. Bun, o să-i schimbăm puțin să nu mai fie Hello World aici ca și text. Și o să-l pun în string
Și textul ăsta o să-i zic main activity title text. Ok. E cu roșu. Vedeți, e ca și o eroare din cauza că nu există în strings momentan. Așa că ne ducem și îl punem. Resources, values, strings. Bun, unde ne mai facem un tag de string? O să punem ăsta. După care o să punem o altă proprietate de description, în care specificăm un fel de comment ca să știm exact la ce îl folosim pe ăsta. O să fie text displayed in main activity as subtitle. Că luăm title-ul, considerăm ca și title chestia aia de sus din title bar și o să zicem ca și aici între taguri o să punem valoarea care trebuie afișată. Ce să punem acolo? This is my new activity, my new main activity. Ok. Bun. A, vedeți, au apărut aici. Hai să ne mai jucăm puțin cu textul. Să-i setăm și un... Să le facem, de exemplu, all caps. Adică să fie toate scrise cu majuscule. Ok. Să facem și bold. Text. Style. Bold. Ok. Nu mai putem să setăm aici, dacă dați un alt tab aici, o să vedeți că puteți să setați tot felul de proprietăți. Ok? Bun. Acum, o să-i punem și un ID. ID-ul o să-l punem tot timpul primul, în caz că vrem să schimbăm ceva acolo. O să-i zicem Android ID. La fel cum ziceam, o să vrem să-l adăugăm în R. Și o să zicem main activity subtitle text view, in text view. Ok, bun. Ținând cont că intru în relative layout, by default chestia asta să fie pusă prima, dar o să precizăm că o să vrem să fie ca și with wrap content. După cum vedeți acum, din cauza că wrap content s-a mutat în stânga sus, o să și pun poziționarea align parent top true și Android centering parent horizontal, adică center horizontal true. Okay. Asta o să mi-l mute chiar pe centru. Ok, o să adăugăm și un margin sus. Top. Să adăugăm, de exemplu, 25 de density pixels ca să-mi coboare puțin mai jos. Hai să adăugăm mai mult, 35. Ok, bun. După care o să-mi adaug aici două butoane, unul sub celălalt. Să avem button, wrap content. Ok. O să adăugăm și un ID. Așa, o să zicem start list view activity button. Ok, butonul ăsta să-l folosim ca să ne pornim un screen în care o să avem un list view. Ok. Și după care o să mai avem un buton, tot așa, rep, și pe width și byte, rep content. Și butonul ăsta o să zicem, o să-l folosim ca să facem display la un toast, o să vedem ce e și la un toast. Android ID, display toast button. Ok, bun, o să-l punem ăsta primul. Aici, așa, o să
Îi specificăm și unde să fie. O să fie below. Din cauza că avem deja un text view acolo declarat și există deja un error, nu mai trebuie să-i dăm cu coada de maimuță plus ID, ci o să folosim fără, ca să-l identificăm. Deci asta să-i spun Androidului în momentul în care citește XML-ul, că să se ducă în R, în clasa ID, și view-ul meu o să fie pus sub main activity subtitle text view. După cum vedeți, mi-a coborât aici, e butonul ăsta de aici. Ok, o să fie tot în centru. Opa. Center horizontal true. O să trească să-l pun puțin mai jos ca să se vadă. Deci o să avem Android left margin top 40 dp. Deci am coborât un pic mai jos. O să scriem și un text în el. Text. Ok. Deci o să avem tot în string și o să avem display text. Display toast text. Ok. O să mergem în string să-l declarăm și pe ăsta. Ok. String. Așa, description. Text displayed on in main activity on as text for a button. O să zicem așa. Chestia asta să fie destul de importantă în momentul în care să vezi multe stringuri și ca să știți exact la ce se folosește, mai puteți să-i dați aici și o proprietate max character, da, mă rog, nu o să intrăm acum în detalii, să lăsăm chiar așa. Bun. Și o să-i zicem display toast. Ok. O să apară pe display toast. Hai să-i setăm și text color. Pe asta sigur o să-l facem alb. Ok. O să-i setăm text size-ul. Putem la fel ca și textul să-i setăm tot felul de chestii size-ului, textului. Scris pe el o să-l facem italic. Și puțin înclinat, așa, e atât frumos. Ești. Bun. Și o să setăm size-ul. Punem 25. Așa. Bun. Din cauza că l-am setat aici ca și width și height wrap content, dacă setez mărimea textului, butonul o să se scaleze astfel încât să cuprindă tot ce scrie în el. Bun, după cum vedeți aici, dacă setez în 45, butonul se face mai mare. Hai să le setez la 35 totuși. Ok. E cam mare la 35, 25. Așa, bun. După care aici o să avem un alt buton. Ăsta o să trească să-l poziționăm. Momentan e în stânga sus și o să-i zicem Android layout below. Așa. Să fie sub display toast button. Ok. Bun. Hai să zicem că la butonul de display toast vrem să-i punem un margin bottom. Adică să aibă margine și jos, tot de 40 dp. Asta o să mă împing al doilea buton puțin mai jos. Ok. Pe asta să-l centrăm. Center horizontal true. Ok. Și o să punem în el text tot din string start list view activity text. Ok. Bun. Să punem și un description. Bun. Și să fie start list view. Nu, start a new activity with a list view inside. Bun. Ok. Bun. Avem și al doilea buton.
Ok. Bun, acum că mi s-a pornit simulatorul. Așa. Să și rulăm aplicația pe el. De aici de sus avem un buton, după cum vedeți, scrie My First Activity. Dacă dăm click pe chestia asta, avem un Edit Configuration, unde putem să specificăm, să modificăm numele. O să zic My Application Configuration. Bun. O să lansăm Default Activity. Ok. Și s-a schimbat. Bun, vedeți aici, din cauza că în Edit Configuration am pus Show User Dialog, în momentul în care îmi pornesc aplicația, o să-mi arate dialogul ăsta, în care să-mi setez simulatorul care să-l folosească. O să fie ăsta. Ok. S-a pornit, așa arată aplicația mea. Totuși, avem două butoane. O să schimbăm puțin background-ul. O să se vede foarte bine pe el. Și o să-l punem mai spre verde. Așa. Bun. Merg la o dată. Arată superb verdele ăla. Da. Hai să nu fie verde. Ok. Am selectat cu gust culorile. Bun, așa arată superb. Ok. Bun. Acum, aici o să-mi instanțiez ca și date membre butoanele mele. Aici o să avem private button, show text button. O să folosim prefixul M pentru toate datele membre. Okay, care nu sunt statice. Start list view activity button. Ok. Și asta să-i pun în Java doc, o să zic că este to show text button. To show, ok, nu o să fie show text, o să fie show toast button. Ok. Să mai punem în Java doc pentru ăsta. Start list view activity button. Ok, bun. Acum aici în secțiunea de on create, în momentul în care se pornește activity-ul nostru, o să-mi creez, o să-mi instanțez efectiv. O să-mi duc o referință spre butoanele mele, pentru că se instanțează în momentul în care se vrea set content view. Ok. Bun, și atunci m show toast button. O să fie, o să aibă valoarea, adică să primească așa, valoarea. Și aici putem să apelăm din activity o metodă care se numește findViewById. Acesta findViewById o să se uite în funcție de ID-ul meu în layout pe care l-am setat ca și contentView și o să caute view după un anumit ID. Deci o să zicem RID și aici avem, după cum vedeți, se fac sugestii toate ID-urile pe care le putem folosi. Bun, o să avem display toast button, ținând cont că findViewById o să-mi returneze tot timpul un view, după cum vedeți, public view findViewById. Deci, by default, ne interesează ideea, când selectăm un cuvânt sau o metodă și dăm Ctrl-Q, se pornește documentation-ul, Java doc-ul pentru metoda aia. Ok, și aici avem explicat efectiv ce face. Deci avem un view, noi ne trebuie un buton, deci o să facem un cast, adică cu Alt-Enter, am dat un Alt-Enter și mi se oferă sugestii ce aș putea să fac. Și o să-i dăm cast button, bun. Deci avem butonul meu. Ok, aici o să avem fields. Ok, o să-mi instanțiez și start list activity button-ul. Ok. Bun.
și la asta o să fac tot chestia în button. Ok, bun. De fiecare dată când avem un button instanțiat, în principiu o să vrem să vedem ceva în momentul în care îl apăsăm. După cum vedeți acum, dacă apăs pe butoanele astea, nu se întâmplă mare lucru. Da? De ce? Pentru că nu avem setat niciun action pentru un click pe buton. Ca să facem chestia asta, o să trebuiască să, la fiecare buton, pe rând, o să vedem show toast button și există o metodă aici, set on click listener și după cum vedeți aici este, asta este o interfață și trebuie să-i dăm listener-ul ca să asculte, care ascultă la click event-uri. O să-i dăm this, this fiind activity-ul nostru, dar după cum vedeți, dacă setăm this, avem o problemă, pentru că set on click listener-ul așteaptă ceva, care un obiect care implementează on click listener-ul, dar this main activity-ul nostru nu implementează. Și atunci ca să implementezi, dăm tot așa un alt enter să vedem care sunt sugestiile pe care le face IntelliJ-ul și avem make main activity implement ba. Bun. Am făcut. Vedeți, am completat aici. Activity implement view on click listener și view on click listener, interfața asta, o să, după cum vedeți, are o metodă on click. Bun. Care trebuie neapărat suprascrisă. By default mi-a pus view v, view nu, v nu prea spune nimic, așa cum se redenumesc în view. Ok. Bun. O să facem același lucru și pentru start list view. Ok. Bun. Acum avem totuși o problemă, pentru că de fiecare dată când eu o să apăs pe unul dintre butoane, oricare dintre ele, activity-ul meu o să apeleze on click pentru butonul meu. Da? Ok. Și atunci, trebuie să fac cumva astfel încât în momentul în care se apelează on click, să știu care dintre butoane a fost apăsat. Bun, ca să fac asta, după cum vedeți aici, mi se apesează ca și parametru un view. Orice view, în fel cum am făcut și în momentul în care l-am declarat în manifest, are un ID. O să ne folosim de ID-ul respectiv ca să putem să identificăm care dintre butoanele a fost apăsat. Bun, cum facem asta? O să folosim un switch pentru view getID. Bun. Iar în interiorul switch-ului să avem un case. Dacă butonul care a fost apăsat are ID-ul DisplayToastButton, asta înseamnă că o să fie mShowTextView, mShowToastButton. Așa. Iar dacă, să punem aici un break, ca să scriem switch-ul corect, iar dacă a fost RID StartListActivityButton, așa. O să fac altceva. Bun. Bun. Dacă a fost display toast, așa, atunci o să apelăm o metodă la care o să-i zicem display toast. Bun, n-am implementat-o încă, dar o să implementat imediat. Și aici o să avem o altă metodă de start list view activity. Bun, și acum să implementăm și metodele astea. O să fie private display toast. Bun. Și o să fie private void. Ok, nu trebuie să returneze nimic. O să-i punem și o documentation în javadoc în care o să zicem method used to display toast with a certain message. Ok. Deci toastul este un tip special de view care o să apară deasupra oricărui view care există. O să vedem, să vedeți imediat ce înseamnă, cum îl facem. Se apelează destul de simplu. Clasa toast din Android widget are niște metode statice. Make text, la care trebuie să-i dăm un context. Contextul este o chestie folosită foarte des în Android. Și orice aplicație are un application context by default,
Și fiecare activity este un context. Așa că aici încerc, dacă ne cere un context, o să-i dăm o referință spre main activity, deci spre this, sau main activity.this, okay, ca să fim 100% corecți. Okay. După care urmează un cell sequence de text, adică un string. Așa, o să zicem hello world. Ok. După care urmează duration-ul. Duration-ul ăsta o să fie cât timp ar trebui să dureze toastul ăla, să fie vizibil. Să fie vizibil. Toast are niște field-uri statice de length. Length long și length short. Length short mi se pare că 2,5 secunde, length long e puțin mai mult, în jur de 4 secunde, o să fie length short, o să punem. Bun. Și ca să apară în sfârșit, o să apelăm aici un show. Bam. Bun, hai să vedem ce se întâmplă dacă facem chestia asta. Ca să compileze codul, trebuie să mai facem o metodă. Private void startlist activity, ok. Să-i punem și un javadoc. New activity that has at least few site. Ok. Bun, nu o să se întâmple nimic aici. Bun, hai să rulăm să vedem ce se întâmplă acum. Bun. În momentul în care dau click pe display toast, o să trebuiască să se apeleze metoda de display toast. Și îmi apare chestia asta. Chestia asta este un toast, dar durează un pic, după care face, după care dispare. După cum ziceam, toastul ăla o să apare deasupra oricărui view care există. Deci dacă apăsăm, să zicem, de două ori display toast și punem aplicația în background, vedeți că toastul rămâne totuși acolo. Ok. Și acum hai să apăsăm, să mergem înapoi. Aici. Recent. Bun. Ok. Bun, deci asta este un toast. Aici putem să afișăm tot felul de mesaje. Momentan nu, să sunt cu hello world. Sau să zicem hello world toast. Ok. Bun. Și vrem că în momentul în care apăsăm pe ăsta la alt buton, din cauza switch-ului ăsta, se apelează start list view activity, dar nu avem un list view activity încă. Bun. Și acum o să încercăm să pornim un nou activity. Ca să pornim un nou activity ne trebuie un intent. Deci o să ne luăm un intent la care să-i zicem intent. Foarte, foarte inspirat nume. Intent. Dar în momentul în care încercăm să-l creăm. După cum vedeți aici, există mai multe tipuri de constructor pe care putem să-i folosim. Avem un constructor de copiere. Chiar primul. Sau putem să-i specificăm un action sau tot felul de chestii, iar penultimul, după cum vedeți acolo, este un context, package context, și un class. Classul ăla o să fie, și o să folosim constructorul ăla, ca să pornim un nou activity. Bun, după cum vedeți, intentul este folosit în foarte multe chestii, o să vedem în curând și la ce îl folosim și cum îl folosim, dar pe momentan o să-l folosim doar ca să pornim un alt activity. Ok, deci o să-i zicem ca și context, main activity this. Și ca și class o să fie listViewActivity.class. Ok. Momentan nu avem un listViewActivity, dar o să-l creăm. Aici în pachetul de activities, click dreapta, new Java class. Așa, în care o să zicem listViewActivity. Trebuie să vedeți, by default, putem să creez mai multe tipuri de chestii. Un interface, un num, singleton pattern și așa mai departe. Putem să le definim astea. Bun. Ok. Avem un public class list activity. O să-l facem și pe ăsta activity.
Bun. Și o să fie activity that has a list view inside. Bun. Acum cu un alt insert. Deci cu o combinație de taste alt insert în interiorul unei activity, o să putem să generăm chestii, metode și așa mai departe. O să ne trăiască un override ca să trebuiască să facem un override la onCreate. Bun, asta să fie metoda care să se apeleze în momentul în care se pornește activity-ul ăsta. Ok. Aici o să apelăm set root view root layout for set the layout for this activity. Deci o să apelăm set content view cu r, o să trebuie să dăm un ID layout și o să-i zicem momentan avem un singur layout aici în main. Ok. O să trebuiască să mai creăm unul, dar o să-i zicem list activity layout. Bun. Acum mergem să-l creăm. Bun, ca și root element o să avem un... Hai să lăsăm un linear layout. Bun, deci s-a creat. Ăsta e list view activity. L-am setat cu list content, cu set content view. Ok. Bun, și acum să pornim activity-ul ce acela. Deci cu metoda de start activity. Activity. Bun. În momentul în care apelez start activity-ul, hai să și scriu ce fac aici. Create a new intent used to start list view activity. Ok. Și o să avem efectiv start the list view activity. Bun. Hai să vedem totuși ce se întâmplă în momentul în care fac asta. Ce zici, doar merge sau nu merge? Bun, deci nu merge. Hai să vedem de ce nu merge. Bineînțeles, am făcut o greșeală un pic aici dorită, ca să vedem că chestia asta se întâmplă frecvent tuturor. Să vedem ce zice. Bun. Activity not found exception. Unable to find activity done. Și dacă citim în continuare, have you declared this activity in Android Manifest? Not really. Ok? Așa că mergem în Android Manifest. După cum vedem, aici avem un activity creat. Deci o să trească să-l creăm și pe ăsta al nostru. Să-l declarăm mai mult, bine zis. Așa, deci o să avem tag-ul de activity. Name-ul o să fie efectiv path-ul unde se găsește list activity-ul meu. Deci în activities. Deci în pachetul curent, în pachetul activities și cu numele ăla. Ok, hai să-i dăm și un label. Tot în string, application name. Ok. Putem la fiecare activity să dăm alt nume, alt title acolo, dar momentan o să... Din cauza că avem multe idei în legătură cu numele, o să lăsăm tot așa. Bun! Ok, hai să vedem acum dacă merge. Ok, să punem primul activity. Și dacă dăm click pe el, se pornește, după cum vedeți, un activity care nu are nimic în el, e gol. Deci o să fie al doilea activity din backstack, iar în momentul în care dăm back, o să avem primul activity din backstack, care activity-ul nostru. Ok. Bun. Acum. Avem un main activity care se pornește de fiecare dată când eu îmi pornesc aplicația. Deci ăsta. My first application. Bun. Și... Ok. Hai să vedem aici. O să ne declarăm un list view. Ok, care o să fie match parent, adică o să avem list view-ul ăsta declarat pe tot screen-ul. Ok, o să-i dăm și un ID. Și o
să zicem list view. Super name, super, super inspirat. Ok. Dacă, după cum vedeți, putem să declarăm un view fie așa, adică cu start tag și end tag, sau putem aici să-i specific, să-i dăm un slash și atunci nu avem nevoie de asta. Ok. Bun. Deci un list view care o să fie pe tot ecranul. Bun, și acum, ținând cont că avem acolo un list view, o să trească să-i dăm și o să instanțiem aici un cod. Private list view. Opa. Așa. Bun. Și o să-l instanțiem. MListView. Ok. Ups. Așa. O să vedem cast. Cast. Bun. Bun. Dar ca să avem și să punem și un Java doc. Ok. Și ca să avem aici niște date, o să trească să-mi creez un adapter. Și aici vine partea interesantă. O să zicem myListViewAdapter. AdapterAdapter. Și aici o să creăm efectiv adapterul nostru pe care o să-l punem în pachetul de business. Sau hai să nu zicem pachet de business, să zicem pachetul lui cu Shift F6, putem să le denumesc și o să zicem adapters. Bun. Și aici o să îmi creez o nouă clasă și o să zic my list view adapter. Ok. Și o să fie adapter used in list view list view activity to display simple strings and icons. Bun, aici o să fie adapterul meu o să ne dea nu, to provide Bun, o să lăsăm doar atâta, nu am dat mai multe explicații. Bun, și ca să meargă efectiv adapterul nostru, o să trebuiască să-l moștenim din o casă care se numește Base Adapter. Și Base Adapter o să ne pună să suprascriem niște metode. Ce scuze. Ok. Așa, o să trebuiască să avem și un constructor. Constructor simplu, o să trească un constructor care să primească pe parametri un list view de stringuri, ca să-i dăm efectiv stringurile pe care să le afișeze. Deci ca să facem asta o să ne trească să ne declarăm o dată membră un array list string strings dataset. Ok. Și asta să fie dataset used to that will be displayed. Ok, in list view. Bun, deci avem dataset-ul cu stringurile care trebuie să le afișăm pentru fiecare rând. Ok, o să ne declarăm acum și un constructor. Și cum vedeți aici, dacă dai alt insert și constructor, putem să selectăm dacă să primească ca și parametri constructorul nostru sau select none. Dacă dau select none, o să fac un constructor default, dar vreau unul care are parametri astea, dataset. Și o să-i zicem la parametru, o să-l redenumim cu dataset simplu. Bun. Ok. An array list of strings. Ok. Ok. Bun. Bun, și avem aici metodele acestea, metodele pe care Base Adapter o să le afișeze, o să le apeleze în momentul în care ListView are nevoie de ele. Pentru getCount o să îi dăm un mString dataset.length
.size, .length. Deci o să fie size-ul dataset-ului nostru. După care, pentru getItem, o să fie mstring dataset getPosition. Așa, pentru un item ID, o să-i dăm momentan position. Iar pentru getView, aici lucrurile se complică un pic, aici o să fie efectiv view-urile mele. Ok. Și aici o să implementăm un viewholder pattern. Așa. Bun. Dar până când ajungem aici, să revenim un pic în list activity. Așa. Ok. O să-mi creez un array list cu dataset, care să conține datasetul. Deci o să avem un array list de string, la care să-i zic dataset. Bun. Și o să-mi adaug câteva stringuri. Așa. Ok, și o să-mi adaug control D, să dublez linia. Ok, niște random stuff o să punem pe aici. Hai, putem să devenim creativi. Ok. Și... și asta nu mai vrea. Ei, ajunge. Ok. O să ne creez. Aici o să pun un pic niște explicații. Create data. Create array list of strings that will be used as data set for our list view adapter. Ok. Acum o să-mi creez adapterul meu. Am adapter. Să ia valoarea new myListViewAdapter și ca și parametru să-i transmit datasetul nostru. Bun. Și acum, ca ListView să poată folosi efectiv adapterul, o să trească să-l setez. Deci în mListView are o metodă de setAdapter în care să-i dau mAdapter. Bun. SetTheAdapter to this list view. Ok. Bun. Super. Ok. Și aici o să implementăm un viewholder pattern, deci cum vrem să arate lista noastră. Momentan, în momentul în care list view o să aibă nevoie de un nou rând, după cum ziceam, o să apelez de getView. GetView o să returneze null și lucrurile nu o să prea meargă. Și așa că o să încercăm să le refolosim, să refolosim puțin fiecare view, dar pentru asta avem nevoie de un viewholder. Deci o să-mi creez un private class, inner class, la care să-i zic viewholder, care o să aibă în interior ei, în prima fază, dar un text view. Text view, m title text view. Să-i zice, deci o să fie title text view. Bun. Și... ok. O să trească să avem un nou layout pentru fiecare rând. Aici o să avem list view item layout. Ok. O să fie un linear layout care să aibă interiorul în text, nu un text clock, un text view. Width-ul match și height-ul să-i dăm 50 de
density independent pixels. Da, 50 density independent pixel, numai așa, ca să vă arăt că se poate da și valori, se pot da și valori fixe. Ok, o să avem un Android ID ca să pot să-l identific. Și o să avem list view row item row item text view. Ok. Și o să avem text, să punem un text simplu ca să vedem cum arată, să putem să ordonăm un pic. Deci o să avem Android Gravity Center Vertical, ca să mi-l pună în centru. Bun, o să avem un Android Text Color, să-l facem alb. Ok. Și o să avem un Text Style, o să-l punem puțin italic, pentru că ne place așa. Text size, o să-l punem 15. Spun. Bun, după cum vedeți, acolo e cam îngrămădit textul în capăt, așa că o să-i punem nu un margin ca să împingem top text view în stânga un pic, adică în dreapta un pic, să punem un padding ca să împingă doar contentul. Deci Android padding left, să punem 10 dp. Și atunci contentul se duce, contentul se duce un pic mai la dreapta. Bun. O să ștergem titlul de aici. Ok, bun. Și acum, în adapterul meu, o să-mi creez un viewholder, care să zic holder. Și acum, să vedem cum implementăm viewholder pattern-ul. Și după cum ziceam, dacă convert view e null, înseamnă că if we don't have a few row already created, populate the holder. Create the holder, view holder. Deci dacă list view nu are efectiv un row creat, atunci content view-ul meu o să fie null. Deci o să trebuiască să creăm holderul, să fie new view holder. Ok. O să-mi fac un inflate. Acum cu inflate o să aduc efectiv conținutul layout-ului meu într-un view. Deci o să avem row view care să fie layout inflator from. După cum vedeți aici avem layout inflator from context. Și ținând cont că aici nu putem să-i dăm this, de exemplu. Putem să-i dăm this, dar nu o să meargă pentru că avem un base adapter, nu avem un context. Deci o să trebuiască să ne aducem un context. De unde o să aducem contextul? Păi în principiu o să setăm ca și dată membra aici. Așa. Și o să avem mContext. The context used to inflate views. Bun. Și ăsta o să-l aducem prin intermediul constructorului. Direct de unde a fost instanțiată și unde a fost instanțiat acest adapter. Deci, efectiv, list view, deci dintr-un activity. Context. Ok. Deci în momentul în care îmi instanțiez eu aici adapter, o să trească să-i dau this, care e contextul și dataset-ul. Ok. Avem și acum un context, deci putem să-i dăm mContext. Asta încă să-mi creeze un obiect de tip inflator, pe care pot apela metoda de inflate. Și o să-mi aduc listActivityLayout. Bun, după cum vedeți, metoda de inflate are mai multe tipuri și aici putem să aflăm ce fiecare parametru, dar în principiu nu e așa. Deci aici o să fie parentul la care în care o să poate fi atașat, dar nu o să vrem să-l atașăm.
Ok. Bun. Deci, în principiu, ăsta să-mi aduc tot conținutul layout-ului, list view item layout. Da, list view item layout. Item layout. Adică o să-mi aduc efectiv linear layout-ul cu text view ăsta înăuntru. De unde o să putem să setăm text view, title text view. O să ia valoarea din holder. Root, adică row view, find view by ID și o să vedem cum i-am zis. Așa, list view, row, item, text view. Ok. Și așa o să fie un text view. Bun. Și acum trebuie să setăm holderul nostru ca și tag la ConvertView-ul nostru, deci ConvertView set tag holder, pentru că în momentul în care revenim în, se mai apelează dată getView, dar ConvertView există deja, vrem să refolosim și atunci holder o să ia valoarea ConvertView get tag. Super! Ok! Set this holder as tag for the current ConvertView. Bun, deci după ce am făcut toată chestia asta, urmează secțiunea de bind data. Așa? În secțiunea de bind data o să punem efectiv în fiecare text view de aici. Ok. Aici o să fie convert view. Pentru că vrem să creăm, fiind convert view, fiind null, vrem să-l creăm. Și atunci îl inflate-uim din layout-ul nostru. Ok, bun. Și atunci îl returnăm aici ca și... Deci, în momentul în care vine, se apelează prima dată metoda asta, convert view în null, se aduce content, se creează obiectul printr-un inflate și la sfârșit se returnează. Dar înainte să returnăm, trebuie să-i completăm acolo efectiv field-ul lui. Text view cu ceva și atunci o să avem holder and title text view. Aici o să putem să setăm textul cu set text și din datasetul nostru o să avem get pentru position. Get de position. Position nu o să fie a câtelea view trebuie apelat acum. Bun. Să vedem acum cum merge chestia asta. Bam. Ok. Și după cum vedeți aici sunt toate chestiile pe care le-am pus eu acolo în dataset, unul sub altul într-un list view. Bun. Să zicem că vrem să dăm click pe unul dintre iteme și să se întâmple ceva, de exemplu să apară un toast. Bun. Atunci, pentru list view-ul nostru. Există la fel ca și pentru butoanele de click, un callback set on item click listener. O să setăm tot this, o să facem list view activity să-l implementeze, iar în momentul în care apare on item click avem efectiv un callback care se apelează aici înapoi în activity. Hai să facem... Bun, hai să pișăm aici un toast cu textul. De exemplu, când dau click pe un item din activity, să fișăm un text cu conținutul acelui item într-un toast. Și atunci o să avem un toast, make text, context o să fie list view activity this. Bun. Ok. Adapter punct get get item de position și get itemul din cum vedeți aici îmi returnează efectiv stringul de pe poziția aia din dataset. Asta o să fie textul displayed, o să fie displayed pentru
length short și să-i dau show. Ok. Bun, se pare că e aici o problemă. Ah, da. GetItem îmi returnează un object care o să trească să-l pasteze la string. Bun. Și atunci să avem display the content of the clicked item in list. Okidoki. Bun. Deci, în momentul în care dăm click pe asta, se afișează ok. Și hai să vedem un pic. Ok. Bun. Deci avem toate datele. Avem onlistItemClick. Avem adapterul nostru cu viewHolderPattern. Hai să setăm să fie row puțin mai înalt. Să zicem că se fie de 80. De pe. Pentru că momentan nu scrollează lista, deoarece nu sunt destule iteme astfel încât să umple tot screen-ul. Așa, cum vedeți aici, lista scrollează, știe care este itemul meu. Ok, bun. Și hai să vedem, uite, bun. De exemplu, să vedem în ultima fază cum setăm un titlu, cum setăm titlul pentru fiecare activity în parte. De exemplu, la list activity vrem să îi zicem, o să ne creăm aici un title, să zicem string list view activity title. For list view activity și o să avem list view activity title și o să ne mai creăm una cu control 2 am dublat linia și o să avem main activity title și o să zicem for main activity main activity title. Ok, și să vedem cum îl setăm. Păi avem aici o metodă de set title, foarte simplu, și putem să-i dăm efectiv un int, deci un layout, un ID, string list view activity title. O să folosim set the title of the activity. Ok, și o să folosim bucata asta de cod și în main activity. Așa. Și o să înlocuim asta cu main activity title. Bun, hai să rulăm acum să vedem cum merge. Bam. După cum vedeți aici sus, list view activity title. Și aici main activity title. Ok, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru răbdare și să aveți o zi super. Salut!